Bătaie cu pumn și picioare într-o parcare din Mamaia. Un angajat din satul de vacanță a fost nopit în bătaie de doi șoferi recalcitranți. După altercații, agresorii au fugit de la fața locului. Scena șocantă a avut loc la miezul nopții în parcarea din satul de vacanță din Mamaia, după ce doi șoferi recalcitranți ar fi vrut să plece din parcare fără să plătească. Cei doi au rupt bariera de la ieșirea din parcare, iar angajatul a încercat să-i oprească. Deranjați de gestul bărbatului, cei doi agresori l-au bătut pe paznic până l-au lăsat la pământ. Întreaga scenă a fost filmată de un alt șofer care se afla în zonă. În imagini se vede cum cei doi l-au bătut crunt pe paznicul parcării, i-au împărțit pumni și picioare până ce acesta a căzut secerat. În scurt timp, un alt bărbat aflat în zonă a intervenit și a încercat să-i despartă, însă și el a fost lovit de atacatori. În imagini apar și două femei care încearcă să-i liniștească pe cei doi agresori, însă fără succes. După altercație, cei doi scandalagii au urcat în mașină și s-au făcut nevăzuți. Oamenii legii au fost sesizați imediat de către martori și în scurt timp i-au identificat pe cei doi agresori. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că doi conducători auto ar fi distrus bariera care închide poarta în momentul în care au ieșit cu autoturismele din interiorul acesteia. Cei doi bărbați au fost prinși de către polițiști în municipiul Medgidia, fiind conduși la sediul poliției stațiunii Mamaia pentru audieri. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, distrugerea și tulburarea ordinii și liniștii publice.